pierdut cu 1-4. Se aștepta dezastru de la Florența, acolo unde italienii au început în forță, au reclamat chiar și un penalti la Paolo Rossi, dar apărarea noastră în frunte cu Silviu Lung și Costică Ștefănescu a fost de netrecut. Pe Stadio Comunale, monomul trimis în teren de Mircea Lucescu i-a cuprins pe Silviu Lung, Mircea Rednic, Gino Urgulescu, Ștefănescu, Nicolae Ungureanu. La mijloc, Țicleanu, Bioloni, Balaci, Klein, în atac, Gabor înlocuit în minutul 58 de Andone și Cămătaru înlocuit în minutul 85 de Augustin. În minutul 55, arbitrul francez Georges Conrad a luat o decizie contestată la vremea ei, eliminându-l pe Aurică Țicleanu pentru un așa zis fault la Bruno Conti. Cartonaș roșu direct pentru Țicleanu, care a văzut restul partidei de pe banca de rezerve. Cu un om în plus pe teren, italienii s-au aruncat înspre poarta lui Lung și au avut o imensă ocazie în ultimul minut al partidei, prin Bruno Conti, atunci când Gentile a centrat în fața porții, dar atacantul lui AS Roma nu a reușit să introducă balonul în plasa porții apărate de Lung. Aceasta a fost faza pe care televiziunea italiană a reluat-o de nenumărate ori în următoarele luni, nimănui nevenindu-i să creadă că Bruno Conti a putut rata o asemenea ocazie dintr-o asemenea poziție.